După vacanța forțată de 2 săptămâni pe care au avut-o elevii, școala se reia de luni, 8 noiembrie, pe principiul cu prezență fizică în sălile de clasă. Anunțul a fost făcut astăzi de către Sorin Câmpeanu, ministrul educației. Acesta a prezentat condițiile în care cursurile se reiau în mod fizic, adică procentul de vaccinare al profesorilor din școală să fie mai mare de 60%, dar și pe cele în care orele se vor desfășura online. Școala va începe pentru toți elevii și pentru toți copiii din grădinițe în data de 8 noiembrie. Mă refer aici și la sistemul de învățământ de stat și la sistemul de învățământ privat. În situația în care, dincolo de rata de vaccinare, există probleme la nivel de resursă umană, am dat exemplu unui număr semnificativ de profesori carantinați sau infectați, sau există probleme de infrastructură, va exista în continuare posibilitatea ca la nivelul școlii să se formuleze o cerere conform articolului 3.2 din Ordinul de Ministru 5338, care va fi modificat astăzi, pentru ca școala să rămână în online, chiar dacă are o rată de vaccinare de peste 60%. În situația în care apar cazuri de infectare, rămân exact regulile cunoscute. Un caz de infectare apărut într-o clasă generează suspendarea prezenței fizice la nivelul întregii clase automat. Mai mult de jumătate din numărul de clase, număr infectări, generează suspendarea prezenței fizice la nivelul întregii școli pentru a preveni apariția de focare. Ministrul Educației a mai precizat că situația vaccinării cadrelor didactice se va actualiza săptămânal în ziua de vineri, iar în unitățile în care această rată va depăși 60%, se va trece de la predarea online, cu excepțiile mai sus arătate, la cea clasică, prin prezența fizică în sălile de curs. Criteriul se referă la rata de vaccinare la nivelul fiecărei școli și grădinițe. În unele situații ea a crescut, e posibil să fi schimbat și pragul, sub și peste, să treacă de la sub 60% la peste 60%, și aceste lucruri vor fi actualizate de acum încolo, săptămânal, ziua de vineri fiind considerată zi de referință din perspectiva ratei de vaccinare la nivelul unității de învățământ. În momentul în care se va depăși pragul de 60%, acea unitate de învățământ, școală sau grădiniță, va intra în continuare în regim de prezență fizică. Pentru unitățile de învățământ hunedoreni, situația cu vaccinarea cadrelor didactice se poate găsi și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. De asemenea, fiecare școală va posta pe site-ul propriu stadiul vaccinării cadrelor didactice din unitate, precum și eventualele situații care vor duce la predarea online.